Conform codului rutier în vigoare, dacă sunteți prins conducând cu peste 50 de kilometri la oră peste limita legală, vi se reține permisul de conducere pentru 90 de zile și puteți primi o amendă care poate ajunge la 1600 de lei. Însă, potrivit modificărilor care vor să se facă, pentru depășirea vitezei legale cu peste 60 de kilometri la oră, amenda poate ajunge până la 4000 de lei. În aceste condiții, amenzile vor fi și mai greu de achitat, consideră reprezentanții administrației locale. Recuperează foarte greu sau deloc. Ați văzut că se discută despre o majorare a valorii amenzilor. Cum credeți că le veți recupera pe acelea? Păi dacă nu le recuperăm pe astea care sunt mai mici, nu o să avem cum să le recuperăm și nici pe celelalte. Primăria Ciuperceni are și o gaură în buget de aproximativ 2 miliarde de lei vechi. Aceasta este valoarea amenzilor primite de cetățeni, amenzi care nu au fost achitate.